la Eco FM. Eco FM. 14 și 5 minute, dragi prieteni, suntem acum live pe Eco FM, pe frecvențele noastre, dar și pe aplicația Eco FM, online pe ecofm.md. M-am tot gândit cum să încep, în ce linie, cum să o dau, cum să o iau, ca să fie așa frumos în emisiunea de astăzi. Pentru că viața i-a cam dat-o peste cap multe scenarii, pentru că a jucat anumite aspecte ale stagiunii din viață prea puțin, pentru că unele spectacole s-au încheiat prea devreme. Invitata mea de astăzi este Luciana Spânu. Dragă Luciana, bună ziua și bine ai venit aici la Eco FM și îți mulțumesc foarte mult pentru dorința ta de a fi alături de oamenii care așteaptă să le spui cum te mai simți, ce mai faci. Vă salut și eu cu mare drag și da, vă mulțumesc pentru o altă ocazie de a fi mai aproape de voi și aproape de cei care îmi sunt alături, atât pe rețele cât și în viața de zi cu zi. Luciana, despre multe lucruri s-au discutat, despre cele triste în viața ta s-au discutat, noi vom ajunge, vrem, nu vrem, dar vreau despre cele vesele să începem. Să mergem, dragă Luciana Spânu, la Hirova, la Călăraș, acolo unde sunt rădăcinile tale, acolo unde muzica, cred că, ți-a fost pus așa frumușel pe sufletel. Sau cum a fost, ne descrii-o mai devreme? Da, ai dreptate. Acolo am copilărit, acolo am crescut, acolo m-am născut, de fapt. Și să știi că dragostea față de muzică a fost insuflată încă din familie, acolo unde amândoi părinți o duceau bine cu muzica. Tatăl meu fiind autodidact la saxofon tenor, iar mama cânta cu vocea la majoritatea evenimentelor care se organizau. Și eu, atunci când eram și la grădiniță și la școală, eram implicată practic în toate, în toate concertele și, ba mai mult, chiar eram partea principală a acestor concerte, pentru că au văzut profesorii mei de acolo că este un curaj din partea mea, este o îndrăzneală și că ador să fiu înconjurată de public. Și iată, de acolo, într-adevăr, mi-am luat zborul și am ajuns unde am ajuns. Și ai venit la Ciprian Porumbescu. Exact. Și ai studiat un instrument nu prea caracteristic pentru fete, ba mai mult, dragă Luciana, pe seama asta se fac și glume. Da, foarte mult. Da, deci ce ai studiat? Deschis paranteză. Am studiat flautul, instrument aerofon și, da, ai dreptate, eu atunci când am venit la Porumbescu, habar nu aveam că există așa un instrument. Vedeam doar la concerte TV atunci când era vorba de orchestre și fanfare și așa mai departe și niciodată nu am bănuit că voi ajunge să mânuiesc un așa instrument. Dar de unde până unde? Da, istoria este destul de interesantă. Am ajuns să dau examenele de intrare și atunci când m-au întrebat profesorii ce instrument ai vrea să posezi și am dat așa uimită, nedumerită din umeri și am zis că nu știu, mă gândeam o cobză, mă gândeam, habar nu aveam. Și au analizat ei foarte bine și mânuțele și degețelele și anii în care eu am venit, pentru că dacă veneam din clasa 1 era cumva poate altă alegere, dar eu am venit mult mai târziu, eu am venit în clasa 6-a și s-au gândit, s-au tot gândit și au zis, tu vei cânta la flaut și eu am zis, bine, ok, și apoi am făcut cunoștință cu acest instrument și uite că a fost frumos. Și a fost doar în anii studiilor, flautul, prietenul tău sau pe urmă așa, sta și acum, îți stă așa într-un colț? Să știi că nu am cântat de foarte multă vreme la flaut. Din 2010, cum am finisat Porumbescu, cred l-am lăsat pentru câțiva ani, pentru 3-4 cred. Și după aia, înainte de a avea spectacolul meu Pe drumul care merg eu, am fost provocat de Oleg Volunteer și mi-a zis, ia, de tu flautul acela să vedem noi dacă tu mai ții minte ceva. Și am cochetat un pic, am cochetat cu muzică populară, deși eu am învățat doar muzică clasică.
am cochetat un pic și cu populară, da, departe de a cânta eu muzică populară la flaut, îți dai seama, dar mi-am amintit, mi-am reamintit și am mai avut o nostalgie după el un an în urmă, cred, atunci când am imprimat acea colindă pentru Stelian și împreună cu Dorin. Atunci când a vrut el să îl învăț acea returnelă pe care a și imprimat-o în melodie, atunci am luat flautul în mână, i-am arătat cum să cânte, ce să facă, pentru că, da, spre marea mea mirare, eu flautista din casă și el a fost cel care a imprimat acel fragment de flaut la melodia lui Stelian. Și iată, atunci am cântat un pic la el și mi-am amintit. Da, mai am câteva... Da, într-un fel sau altul, Luciana, invidiai fetele care studiau la cobză, la pian, de exemplu? Nu, să știi că mi-era tare suficient ceea ce aveam, pentru că era o droaie de materii care trebuiau să fie însușite și pe lângă flaut, pian auxiliar, solfegiu, armonie și toate cele avute în partea muzicală, noi mai aveam și materii ordinare, cum ar fi chimie, biologie, limba română, și eram suficient, îmi ajungea, nu eram invidioasă deloc. Luciana, de obicei, atunci când vine vorba de instrumentele astea extra cunoscute, gen vioară, chiar cobză, pian, atunci oamenii au modele, au formule, au la cine să, așa, să se alinieze, să zică, uite așa, cum a fost în cazul tău? Pe cine? Ce nume îți venea? Uite, eu sunt flautistă. Ce nume îți veneau ție? Îl admir și acum pe Cezar Cazanoi și cred că o să-l admir întotdeauna, pentru că el, în viziunea mea și a tuturor, este un maestru și un maestru virtuos, mult, mult exemplu pentru cei care au cântat la flaut. Apropo, pentru că vine vorba, mie îmi place să deschid parantezele pomenisei de Cezar Cazanoi. Intrați pe YouTube și vedeți acolo taraful fraților, da, Cazanoi, da. De altfel un taraf foarte fenomenal, solicitat de interpreți, inclusiv din Banat, văzusem o înregistrare cu o regină a muzicii din Banat, dacă putem să zicem așa, Nicoleta Voica. Da. Fac lucruri extraordinare și bucură și urechile și sufletul și mai cu seamă că acest instrument, de fapt, îți aduce cumva o stare de spirit aparte decât celălalt. Dar ți-a dus ție o stare de spirit și o concentrare, o mergere pe drumul muzicii populare altfel decât ai fi studiat, să admitem, pianul. Da, pianul l-am studiat pentru că așa trebuia, nu eram foarte îndrăgostită de el și nici acum nu cochetez cu pianul, dar ce ținea de flaut, îmi plăcea foarte mult să cânt muzică clasică, pentru că el era un instrument deosebit, un instrument capricios, acolo trebuia, ca și la toate celelalte, multă muncă, multă forță chiar fizică și foarte multă mâncare. Și ți-ai dezvoltat foarte bine plămânii, Luciana. Exact. Da, se lucrează diferit cu diafragmă, cu respirație, mușchii faciali au lucrat foarte bine și da, dacă nu cânți foarte mult la acest instrument, uite, eu după mulți ani, dacă am lăsat flautul, respectiv mușchii faciali erau foarte încordați și după jumătate de oră de suflat, gata, simți fața că nu mai rezistă, nu mai poți, nu-l mai poți ține și nu-l poți mânui așa cum trebuie. Dacă să o luăm la chestia estetică, flautul ți-a creat el... În obrăjori, găurițele astea în obrăjori, nu, gropițele? Nu, sigur că nu. Eu m-am născut cu ele. Mai rău a fost că eu am cântat la flaut purtând brackets la dinți și aici era catastrofă. Asta e o provocare. Asta era o catastrofă, nu o provocare, o catastrofă, pentru că fiecare ocupație la flaut se solda cu răni, sângerări și semne interioare a buzelor și dureri imense. Și după aia am avut așa o pățanie, o pătăranie că la un moment dat se apropia bacalaureatul și venise timpul să scot acești brackets. Și i-am scos și după aia aveam senzația că nu mai am dinți în gură, știi? Și a trebuit foarte mult timp să mă adaptez deja fără ei, pentru că se formase un aparat diferit și suflarea diferită și totul era diferit. Deci am avut foarte multe provocări până acum. Să înțeleg că de asta și-a apărut divorțul? Pentru, cu flautul, să zicem așa, mai muzical, da, poetic. Nu
știu dacă asta a fost cauza, dar mie îmi plăcea întotdeauna să cochetez cu vocea, să cânt cu vocea, pentru că eu anume așa simțeam că pot transmite mai multe emoții și pot oamenilor să le ating struna sensibilă a sufletului, anume așa. Flautul cumva mai puțin probabil m-a ajutat sau nu suficient eu am fost alături de el ca să mă împac într-atât de bine cu el. Deși sunt foarte mândră că am studiat flautul. Alte bucurii pe care le-ai avut în timpul studenției, care au fost? Întâlniri poate așa deosebite, care ți-amintești cu drag și te gândești dacă nu făceam Ciprian Porumbescu sau dacă nu ajungeam în lumea scenii, dar ne raportăm acum la viața asta de liceu, de anii care sunt provocatori de altfel, foarte anii adolescenții, anii în care cred că ai întâlnit multe și multe nume. Foarte multe pătăranii și foarte multe situații și haioase și mai triste. Dar în anii de liceu mi-am întâlnit și soțul, cu care am făcut și un copil și probabil că dacă nu veneam la Porumbescu, da, probabil nu îl întâlneam pe Dorin. Și acolo ai simțit primii fluturi în stomac, primele evadări de la ore, primele chiuleli de la ore, primele, nu știu, senzații din astea, să fugă toată lumea de la lecția respectivă, să meargă să ia masa bine, pentru că eu eram foarte mâncăcioasă, îți spuneam mai sus, eram mâncăcioasă pentru că flautul necesita să ai și forță și stomacelul bine. Da, sunt foarte, foarte multe, dar anii de cămin au fost probabil cei mai frumoși. Anii de cămin, mai puțin cei de liceu, dar de cămin, ei cumva au fost paraleli, dar ceea ce s-a întâmplat la cămin au fost... Scenarii diferite. Da, absolut total diferite. Pentru că eu spuneam că liceul mi-a mâncat jumătate din copilăria mea și jumătate din fericirea mea de copil. Dar nu regret. Dar părinții de altfel erau încântați de ideea asta de a lăsa Hirova, o fetiță proaspătă, necoaptă, cum s-ar zice, și pleacă de la Baștină la capitală. Da, să știi că am vrut de foarte multe ori să renunț. Până și părinții mi-au zis că dacă nu reziști, vină acasă și pentru că eram deseori cu geanta pregătită la ușă și eram gata să cedez, lăsați-mă voi cu muzica voastră și cu tot, nu mai vreau nimic, merg acasă. Bun, dar când ai gândit împreună cu părinții, când voi v-ați așa, la un consiliu a familiei, da, ți se părea mult mai simplu ție? Sigur, nimeni nu, de fapt nici eu și cred nici părinții nu știau cât de complicat va fi acest drum pe care eu intenționam să merg și nu m-am gândit că într-atât de dificil o să-mi fie din toate punctele de vedere, atât spiritual cât și cel de învățământ și toată depărtarea asta de casă, de cei dragi, aici o nouă lume, o nouă, nu știu, da, o nouă lume, pentru că eu, copilă de la țară, venită aici, în anturaj străin, cu regulament străin, mama nu este, tata nu este, mănânci după ore, te duci după ore, totul cumva era cronometrat. Și aveai vreo 12 ani. Și aveam exact 12 ani și zic, nu se poate așa ceva, deci plec acasă, merg la mama și nu mai trebuie nicio muzică. Dar eu, de felul meu, sunt fire din asta mai curajoasă și am zis că nu, deci nu este cale de întoarcere. Săgetătoare să dea. Exact, zic, nu. Nu mă întorc, pentru că dacă o să renunț, o să regret probabil cândva. Și am mers prin greu, pe aspera ad astra, acest moto cumva mă reprezintă, prin greutăți spre stele, pentru că am întâlnit foarte multe greutăți. Dragă Luciana, mergem cu gândurile, cel puțin muzicale și nu doar, cred eu, la părinții tăi, pentru că tot vorbim. Mergem acolo la Hirova, Călăraș. E o melodie pentru tine, de-a ta, dar și pentru toți cei care au părinți și nu conjugă, din păcate, verbele la trecut. Da. Luciana Spânu, părinții.
n-aș putea să zbor, măi, la casa părinților, măi. Să-i cuprind și să-i sărut și nimic nu vreau mai mult, of, of. Să-i alin, să-i mulțumesc pentru viața ce-o trăiesc, măi. Parcă ar merge mână în mână melodia asta Părinții, interpretată de Luciana Spânu, și melodia asta care ne însoțește pe fundal, melodia orchestrei Lăutarii, În drum spre casă. Dacă și semnătura tot are, orchestra Lăutarii, exact, e cea care te însoțește, exact, și pe tine, în, nu doar în melodia asta, doar aici, Părinții. Ai dreptate, eu pe această cale dăm voie să mulțumesc orchestrei Lăutarii împreună cu maestrul Nicolae Botcros, și pe această cale mulțumesc domnului Oleg Volontir, cu mătru meu de altfel între timp, pentru această superbă melodie, profundă melodie, cu versuri care îi aparțin, cu aranjament care îi aparține, și pentru că acest mesaj trăit de el este resimțit și de mine, deși sunt părinții mei în viață și slava Domnului pentru asta, dar îndemnul lui și al meu rămâne totuși a fi cel de a îndemna toată lumea și toți care mai au mamă, mai au tată, să dea prioritate totuși, să-și găsească timp pentru părinți în toată goana asta noastră, după tot ce vrei numai, nu după tot ce trebuie, și să dea un telefon, să le pășească pragul și să le spună cât de mult îi iubesc, pentru că asta este cea mai mare valoare pentru noi oamenii, părinții. E bine atunci când de la microfoane vin aceste sfaturi. Unora, îți spuneam, atunci când răsuna această melodie Părinții, noi astfel, altfel ascultăm când trăim realitățile, exact, când ei sunt, când ni se pare că avem tot timpul din lume, și altfel ajung, exact, la sufletul și la urechile, mai întâi la ureche, apoi la suflet, meloditele astea care atunci când auzi de lacăt, de fereastră, de cineva care nu te mai așteaptă, atunci altfel. Am schimbat într-un fel sau altul registrul, de la notele astea pe care le-am dat de la început, emoții, altfel de emoții, Luciana, pentru că cred că e greu, dar știu că o să poți vorbi, pentru că ești o fire puternică, pentru că, ziceam, ești o săgetătoare, să dea, dragă Luciana, povestea ta cu Dorin Eșanu. Ai spus că a început de pe vremurile când erați ambii la liceul Ciprian Porumbescu. Dar el ce studia? Cum a fost? Cum a început totul? Ai, te rog, dragi prieteni, eu mă gândeam înainte de această emisiune, le-am ascultat melodiile în duet și mă gândeam cum să o iau. Pentru că eu cred că mulți din cei care o să ne asculte, fie o să dea aparatul de radio mai încet, fie mai tare, în funcție de cum le sunt sufletelele. Deci povestea asta a voastră de dragoste, cum a fost? Cum a început? A început frumos, așa cum a și continuat frumos, din anii de liceu. Acolo ne-am și îndrăgostit, dar nu din prima. Au fost multe situații, hazlii, până a porni o relație frumoasă de dragoste. El, la fel, era elev acolo, studia contrabasul și pe acea vreme era îndrăgostit de o altă fată. Și probabil, nu știu, noi ne-am îndrăgostit dintr-o întâmplare, întâmplătoare, da? Totul s-a pornit foarte firesc și foarte natural, și de când s-a pornit dragostea noastră frumoasă și sinceră, a și continuat foarte mulți ani, pentru că relația noastră a durat 13 ani. În acest timp noi am reușit să
ne căsătorim, să dăm naștere unui copil și probabil că acolo a fost punctul de pornire cel mai important în relația noastră cu Dorin. Dragă Luciana, pe fundal ne însoțește o melodie, un negativ al unei melodii de-a voastră. Citeam versurile, le ascultam și îmi dădeam seama că altfel le asculți acum. Sunt versuri care așa te taie atunci. Imaginez eu, dar încerc să-mi imaginez cum tu le trăiești în inima ta, dragă Luciana. Totuși a trecut nu mult timp de atunci când a plecat Dorin. Dorin s-a produs fenomenal într-un concert al colegilor voștri, Corina Țepeș și Costi Burlacu, la chitară. Și atunci cred că a fost și ultimul spectacol public, prezență publică a lui Dorin, dincolo de faptul că tu ai plasat o melodie de-a lui, post-mortem, să-i zic așa. Luciana, a mai trecut supărarea ta? Ai mai găsit răspunsuri la anumite întrebări pe care ți le-ai pus în această perioadă, din martie și până acum? Nu pot să-ți spun că mi-a trecut supărarea, pentru că sunt în continuare dezamăgită în mai multe chestii. Sunt în continuare în căutare de răspunsuri, deși undeva sunt conștientă că nu le voi găsi. Da, poate după ce mor și eu, știi? Poate acolo, în cealaltă dimensiune, nu mai știu. Dar cert este că nu trebuia să fie finalul ăsta. Cert este că el trebuia să trăiască. Și deși nu pot să schimb acum nimic, nu pot învinui pe nimeni, pentru că oricum nimeni nu va purta răspundere pentru decesul lui, să fie o alegere a lui Dumnezeu, eu nu cred. Deci nu pot admite că Dumnezeu vrea să vadă suferința în ochii mei, în ochii părinților lui Dorin, în ochii surorii lui Dorin, și mai ales nu pot să cred că acest Dumnezeu vrea să vadă în ochii copilului meu suferința prin lipsa tatălui. Eu nu pot să cred că asta Dumnezeu vrea. Deci nu admit că este voia lui Dumnezeu. Nu. Teoria mea și, hai să zic, firișorul pe care eu cumva mă ghidez, este că Dumnezeu există în fiecare din noi, mai mult sau mai puțin, la unii poate deloc. Și uite, acest Dumnezeu din sufletelul nostru fie te face pe tine ca om să creezi lucruri minunate și să dăruiești oamenilor iubire și din iubirea ta să crească alte ramuri ale iubirii, fie tu nu ai nimic și ești gol pe dinăuntru și tu acționezi exact ca un robot, fără să dăruiești nimic, doar să distrugi. Iar atunci când mirește un omuleț plin de dragoste și de lumină, nu este compatibil cu acel gol, cu acel care nu-l are pe Dumnezeu. Și respectiv, cine învinge întotdeauna? Răul mai mult învinge binele, pentru că nu armonizezi tu, dăruitor de lumină și de dragoste, cu cel care nu-l are pe Dumnezeu în suflet și nu știe ce e asta frumosul și nu știe ce e asta sufletel frumos și nu știe ce e asta dragoste și dăruire. Și iată, probabil aici se ciocnesc. Aici intervine lupta noastră cu viața și moartea. Și da, nu cred că Dumnezeu totuși ne ia pe noi de pe fața pământului. Ești un om matur, Luciana, și prin pregătirea ta de psiholog ai trecut într-un fel sau altul și continuu. Cred că nici eu și nici ascultătorii care sunt alături de noi la această oră nu o să poată să te susțină pe tine dacă tu nu te susții. Dar vreau să te întreb, cum a trecut Stelian prin chestia asta? Cât de multe întrebări îți pune el și cât de des plânge? Nu știu dacă există formula asta a timpului, să o folosim, cât de des,
Dar mai ales întrebările care ți le pune și cum poți tu să explici unui copil că, din păcate, nu se mai întoarce? Copilul meu fiecare seară și acum, fiecare seară de atunci, îmi spune că este dor și că vrea să-l îmbrățișeze pe tati și că vrea la tati. Și mai ales atunci când fie îl cert, fie nu-i permit ceva, se supără într-o oarecare măsură și îmi spune vreau la tati, eu îl iubesc pe tati, tu nu-l iubești, tu nu vrei la tati. Și are așa un fel de supărare din asta profundă, pentru că el e copil și încă probabil nu își dă atât de multe întrebări ca și mine. Și da, mă întreabă în unele momente când aude în jur că se vorbește de mami și tati de formula asta de doi, spune tati n-o să vină niciodată. Și iată, atunci partea cred că cea mai dureroasă pentru o mamă, când tu trebuie să-i spui copilului tău că da, tati n-o să mai vină niciodată. I-ai spus-o, Luciana? Eu spun în fiecare moment când mă întreabă, pentru că mi se pare corect. Dar el e la vârsta DC-urilor. Da. Tu îi spui și el nu te întreabă de ce, adică ar trebui să fie continuată comunicarea asta. Să știi că Stelian s-a maturizat foarte mult, nu din dorința lui, dar s-a maturizat enorm de mult de când a plecat tati și nu știu cât de corect este că eu i-am descris plecarea lui tati din viața noastră printr-o povestioară, da? Și pentru că i-am spus că tati e cumva îngerașul nostru și că tati este peste tot și că el ne vede și că el vrea ca tu să fii un băiat cu minte, un băiat educat, un băiat deștept. El are momente când mă întreabă de ce nu vine tati, pentru că de acolo l-a văzut ultima oară la spital. Și de ce nu vine tati de la spital? Și am zis că tati nu mai e la spital, tati nu o să vină. Deci e dur, dar cred că e corect să nu-l amăgesc pe copil, să nu stea în așteptarea lui tati, pentru că el e doar un copil și dacă nu vine azi, el îl așteaptă mâine. Și dacă nu vine mâine, știi, ca un Moș Crăciun. Și se crede trădat, probabil. Și se crede trădat. Iar eu nu vreau să-i fac dezamăgirea asta, pentru că prea dură a fost soarta cu el și prea multe dezamăgiri de la nici 4 ani. Îmi spune în fiecare seară că vrea să-l îmbrățișeze pe tati și că este foarte dor de tati și da, plânge și mă îmbrățișează pe mine și de ce, Doamne, Doamne, nu ne-l dă înapoi, că doar l-am rugat frumos. Și tu ai un sprijin în el, chiar dacă e mic, 4 ani are Stelian. Da, prima perioadă când mă vedea plângând practic non-stop, a avut un moment în care a venit la mine și a găsit prin casă o floare pe care eu mi-o agățam în păr atunci când ieșeam în interviuri. A venit, mi-a dăruit-o și mi-a zis, mami, eu te iubesc, nu plânge, eu o să am grijă de tine. Cât de frumos. Vai, Dinu, să știi că atunci probabil mi-a căzut cerul peste mine, mi s-a dărâmat totul și mi-am dat seama că am un bărbat lângă mine, rămășița dragostei noastre și pentru care eu trebuie să lupt și pentru care eu trebuie să mă ridic, oricât de greu nu ar fi, și că pentru el eu trebuie să fiu și mamă, dar și tata. Am să citesc câteva mesaje care au venit. Bună ziua, pupici, Luciana Spânu, vă urmăresc cu drag de la Maramureș, semnează mesajul Alina Rus Sârboaica. Mulțumesc, Alina, că ești alături de noi. Un alt mesaj de pe Mal de Nistru vine de data aceasta, de la Tudora, dacă nu mă înșel. Ești o fire puternică, Luciana, stimă și respect. Semnează mesajul Dorina Onici. Citim cu drag, mulțumesc, aceste mesaje. Mesaje în cazul în care sunt și altele, le citim. Mulțumesc. Cuvinte de respect, de admirație. Dragă Luciana, pentru că tot am vorbit de tine, de
Stelian, dar și de Dorin Eșeanu, regretatul Dorin Eșeanu. Eu cred că ar fi cazul să ascultăm și o melodie în duet în inima ta. Și 40 de minute, vrem, nu vrem, trebuie să schimbăm uneori registrele și scenariile vieții, iar alte ori scenariile nu depind de noi. Dragă Luciana, asta e emoția și unei emisii în direct, mai ales a unei melodii, a unei melodii care trezește și ziceam anterior că altfel o asculți acum, atunci când spectacolul vieții s-a închis, spectacolul vieții voastre în doi. Luciana, cât de ușor, sau chiar mie complicat să te întreb, cum ai revenit tu după această despărțire la muzica, la muzică, la activitatea ta? Probabil doar muzica este cea care și mă ridică. Doar oamenii pentru care ies să cânt și probabil că doar emoția lor și sprijinul lor este cel care zilnic mă ridică ușor, ușor. Pentru că la un moment dat, da, eram gata să cedez la tot și să evadez, să mă bag undeva, să nu mă vadă nimeni și să nu audă nimeni de mine.
Am înțeles că oamenii au nevoie de mine, de frumos, oamenii care mă apreciază, puținii oameni care sunt, dar pentru care prezența mea în viața lor cumva contează sau melodiile pe care le cânt sunt apreciate și da, cred că acești oameni și-au jucat și joacă un rol foarte important în viața mea acum. Dragă Luciana, cântecele, cum vei face cu aceste cântece? Iată și cu în inima ta, cu Trăiește clipa, de exemplu, ce vei face cu ele? Pentru că ele ar trebui să trăiască și într-o amintire a lui Dorin, dar și pentru faptul că sunt atât de frumoase și au un mesaj. Ai dreptate, eu nu am apucat să filmez cu Dorin Trăiește clipa, deși ne doream să o facem, nu ne-a ieșit. Sper să găsesc forțe în continuare și să dau viață și la celelalte proiecte a lui Dorin, care erau pornite și aproape finalizate pentru mine, pentru că el îmi pregătea și melodii de muzică ușoară. El a fost într-un fel sau altul cel care te-a provocat să mergi pe linia asta de muzică ușoară? Da, și eu am pășit exact cu melodia în inima ta, am pășit în muzica ușoară. Ați și realizat un clip? Da, am pășit alături de el și după aia a fost următoarea încercare, Trăiește clipa, apoi melodia mea solo Mama și el mai lucra la alte melodii pentru mine. Tare sper să găsesc forța să deschid acele proiecte, pentru că nu am încă acel curaj nici măcar să-i deschid laptopul. Și da, o să mă gândesc la ceva. Și de fapt, i-am și promis că el trăiește și va trăi în continuare prin melodiile care le-a scris, prin melodiile scrise pentru altcineva. Și că, da, o să trăiască în continuare. Ne însoțește acea melodie, Trăiește clipa. Dorin Ieșeanu, Luciana Spânu, un pic ascultăm, dragă Luciana. Dragi prieteni, carpe diem, cum zic latinii, Trăiește clipa și acest cântec, cred că altfel îl asculți, Trăiește clipa. Dragă Luciana, cred că am emoționat în această perioadă mulți oameni, pentru că și în cântece, dar și în vorbele tale s-au regăsit unii, de ce nu, pentru că mulți dintre noi, din păcate, trebuie, nu că ne-am dorit foarte mult, să conjugăm verbele la trecut, cum îmi place mie să zic, îmi place să zic, dar nu-mi place că trăiesc și eu și cred că trăiesc și mulți din cei care ne ascultă. Luciana, muzical, ce ai reușit să faci? Ai revenit totuși, dar ai reușit să faci vreun cântec în acest an sau totuși te-a mai ținut, să zicem, într-o cușcă această mare și mare emoție? Nu am reușit, spre regret, să fac multe, mai nimic nu am făcut de când am plecat Dorin. Deși ți-am zis că îmi doresc să-l readuc cumva pe Dorin mai aproape de toți care l-au cunoscut prin acele proiecte nefinisate și sper să am și finanțe și putere emoțională, pentru că eu nu am ascultat aceste melodii de când a plecat, pentru că nu puteam
și pentru că de fiecare dată vocea lui îmi strânește acea emoție și acel regret că sunt nevoită să vorbesc la trecut despre el, deși eu asta încă nu o pot face. Și deși eu am senzația că el este întotdeauna prin preajma mea, chiar și acum am senzația că e undeva în spatele meu. Eu mă gândeam că să fie foarte emoționant acest dialog. Dragi prieteni, să ne credeți că și noi, cei de la microfoane, suntem oameni și nu putem trece peste emoțiile invitațiilor noștri. Luciana, într-un fel sau altul, te-ai reprofilat în această perioadă. Ai luat și o altă cale decât cea a muzicii. Ce faci acum ca să înțeleagă cei care ne sunt? Uite cum încerc să depășim acest moment, deși îmi dau seama că e mai complicat, dar dacă zici că Dorin e alături de noi, el cred că se bucură de ceea ce se întâmplă și de ceea ce ai hotărât tu să faci, schimbări care ai hotărât să le faci în viața ta. Să știi că și în domeniul în care m-am reprofilat, la fel am fost susținută de Dorin, pentru că el, de fapt, mă susținea în tot ce-mi doream și în tot ce îmi propuneam să încerc să fac. Și uite că acum activez într-un salon de frumusețe, sunt meșter în epilare cu zahăr și ceară și... Da, m-am reprofilat la fel în domeniul frumosului, pentru că muzica la fel este o artă, iar frumusețea noastră, a femeilor, a oamenilor în general, va fi întotdeauna în trend și la fel am ales să fac ceva frumos pentru femei și pentru cei care vin la mine. Apelează probabil mai multe femei, dacă apelează pui aceste accente. Exact, apelează mai multe femei, dar să știi că au intrat în cabinetul meu și bărbați. Pentru că și bărbații vor să fie frumoși și bărbații vor să se îngrijească de corpul lor și asta mi se pare absolut normal, mi se pare o chestie absolut firească, nu e nicio rușine, nu este nimic tabu aici, pentru că ultima vreme și bărbaților le place tot mai mult și mai mult să se aranjeze, să se uite mai mult în oglindă și de ce nu să fie și mai îngrijiți și se cochetează cu saloanele de frumusețe. Psihologia, unde a rămas? Că ai făcut masterat în domeniul psihologiei. Ce linie ai studiat? Bine, am studiat masteratul în resurse umane, dar primii ani de bază i-am făcut în psihologie generală și am spus-o în mai multe interviuri că eu am mers la facultatea de psihologie pentru mine și pentru a mă, hai să-ți spun, a mă descoperi pe mine sau pentru a mă înțelege pe mine mai bine și pentru a-mi vedea care ar fi problemele mele venite din copilărie și care se manifestă într-un fel sau altul acum la etapa asta. Ai găsit răspunsurile? Sigur că am găsit și să știu că tot ce am luat de acolo mă ajută atât în legătura mea cu oamenii la evenimente, dar și cu oamenii care mă înconjoară, dar și în atitudinea și relația mea cu băiatul meu, cu copilul meu, pentru că eu altfel înțeleg etapele lui de creștere, de dezvoltare, îi înțeleg etapele de criză și așa mai departe, deci cumva ele merg umăr în umăr cu mine și psihologia probabil. Faptul că am învățat la psihologie, asta și m-a menținut întreagă la minte și un pic, hai să-ți spun, mai echilibrată decât toată lumea cumva se așteptau că o să sar de la etaj, pentru că a fost o traumă și este o traumă enormă pentru mine și o să rămână veșnicie până la ultima mea suflare, dar probabil echilibrul ăsta emoțional l-am găsit și din faptul că am studiat psihologie și am putut cumva să mă opresc la timp și să înțeleg ce am de făcut și să înțeleg că viața m-a lovit, dar
dar eu trebuie să interacționez cumva, pentru că de altfel caz în prăpastie și eu nu mi-am dat voie să cad în prăpastie și nici oamenii care m-au înconjurat nu-mi dau voie să cad în prăpastie. Dragă Lucena, vreau să schimbăm registrul muzical, să înțelegă lumea că nu a fost doar repertoriul tău, nu înseamnă doar tristețea. Exact. Pur și simplu asta a fost linia dialogului și nu că pur și simplu, cântecele astea există în repertoriul tău și au existat în repertoriul vostru. Eu tot am înclinat spre Sârba Neamului, spre Batistuță sau ceva, Lelea Cea cu Fusta Creață. Zi-mi tu ce ar fi mai așa la ora asta pentru o pauză de cafea? Hai să fie o Batistuță, să mai ridicăm un pic notele mai pe pozitiv. Să aibă lumea altfel chef de muncă, dacă toată lumea este poate pe la muncă, la serviciu sau poate ne ascultă cineva din mașină, să îi se aducă o bună dispoziție cu această melodie, Batistuța a regretatului Teodor Negară. Ei, mai așteptați când timpul când se poate de pupat, că acum suntem în post, rețineți această melodie și o puneți la timpul potrivit după data de 20 ianuarie, în funcție de stilul pe care sărbătoriți, dragi prieteni. Luciana Spânu este alături de mine și în continuare, dragă Luciana,
ce vine pentru 2022? Ți-ai făcut agenda, ți-ai notat ce faci? În 2021 ne e clar. A fost ce a fost și am și vorbit. Ce va fi în 2022? Mi-am propus să trăiesc. Iar ce va fi, nu știu nici eu. Așa cum nu am știut ce va fi acest an, nu mi-am dorit și nu mi-am propus așa ceva și nu doresc nimănui. Dar știi, am învățat o altă chestie, că trebuie să prețuim fiecare clipă pe care o avem. Uite, chiar și asta, clipa asta, că sunt alături de tine, trebuie să o prețuim, pentru că nici eu, nici tu nu știi ce va fi peste 10 minute. Iar eu am învățat să nu-mi fac planuri grandioase, pentru că dezamăgirile sunt enorme atunci când ai planuri și nu ți se întâmplă să le realizezi. Eu îmi doresc doar să fiu sănătoasă, eu și copilașul meu, părinții mei, sora mea și toți cei dragi pe care eu îi iubesc, să fie toată lumea sănătoasă și să nu mai treacă nimeni prin pierderi de vieți omenești, să fie un an cu pace, să fie un an în care să ne putem totuși strânge la o masă fără frică unii față de ceilalți, să ne putem îmbrățișa, să ne putem dărui dragoste, lumină și căldură și cu adevărat să prețuim ceea ce contează cu adevărat în viață. Ori noi acum suntem în goană după bani, suntem mereu cu cronometru după noi și trece viața pe lângă noi fără să o simțim. Și îndemnul meu este ca să ne oprim așa uneori într-o seară când punem capul pe pernă și să ne gândim: Doamne, ce am scăpat astăzi din vedere? Ce nu am făcut astăzi? Nu am sunat-o pe mama, nu l-am sunat pe tata, n-am sunat pe cei dragi să le spun cât de mult înseamnă ei pentru mine. Iar un telefon uneori îți schimbă totul și faptul că îi auzi pe cei dragi că sunt bine, asta este cea mai mare și cea mai de preț valoare pentru noi oamenii. Iar eu vreau ca toată lumea să trăiască în pace, în liniște, în dragoste și Doamne ajută la toată lumea. Dragă Luciana, ceea ce vreau eu și cred că și mulți admiratori ai talentului tău, să vină un spectacol poate și mai bun sau similar cel puțin celui din 2015, care avea genericul, hai să-mi amintesc, Pe drumul care merg eu. Ai și un cântec în repertoriul tău, Doamne, Pe drumul ajută. Care merg. Doamne, 2015, iată că au trecut 6 ani de atunci, cântece frumoase, repertoriu interesant, colaborări, pe scurt despre colaborări, atât cât ne vrei să vorbești. Da, între timp, după acel spectacol, eu am reușit să colaborez cu Orchestra Fraților Advahov, am imprimat această melodie frumoasă, Batistuța, și ulterior am apelat la maestru Nicolae Botgros împreună cu Orchestra Lăutarii, am reușit și am imprimat 4 melodii, altele 3 mai sunt în așteptare. Și mă rog de sănătate, atât mie cât și celorlalți, ca să putem aduce ușor-ușor totul spre realizare. Dragă Luciana Spânu, întâlnirea noastră de astăzi se încheie în spiritul acestor vremuri, acestor timpuri. E vremea colindelor. Ai vreo amintire, apropo, ca să anticipăm colindul din copilărie, cu colindatul? Bine, să știi că nu mă leagă foarte multe, pentru că la noi nu se colinda. Dar am prins alte localități unde s-a colindat și aveam undeva regretul ăsta că, Doamne, de ce la noi, în părțile noastre, nu am prins vremea colindatului. Dar acum, fiind cu repertoriu, având în repertoriu și colinde, încerc să transmit spiritul sărbătorilor de iarnă celor care ne ascultă și întotdeauna o să îndemn toată lumea să trăiască frumos și bine, că avem nevoie de oameni buni. Dragi prieteni, alături de mine, dar și alături de dumneavoastră, a fost Luciana Spânu. Trăiți-vă clipa și trăiți spiritul sărbătorilor. De ce nu? Rămâneți aproape! Sculați gazde primitoare, leruiler și flori de măr. Astăzi este
cel fără de început, lerui ler și flori de măr. Azi Hristos a primit viață, lerui ler și flori de măr. Să luați pe rând în brațe, lerui ler și flori de măr. El e pruncul lumii toată, lerui ler și flori de măr. E păcat să la poartă, lerui ler și flori de măr. Să vă aducă n-astă seară, lerui ler și flori de măr. Vis și viața mai ușoară, lerui ler și flori de măr. Copilașul sfânt al lumii, lerui ler și flori de măr. Dragostea și sațul pâinii, lerui ler și flori de măr. Să vă dea Domnul de toate, lerui ler și flori de măr. La mulți ani cu sănătate, lerui ler și flori de măr. La mulți ani cu sănătate, lerui ler și flori de măr. Eco Family la Eco FM. Eco.